Suntem câțiva aici prezenți, puțin dintre noi n-au putut din anumite motive de sănătate și declar deschis vernisajul. În deschidere voi citi o poezie scrisă de fiica mea, Michel. Dor de toamnă. Simți cum îmi bate inima de tare, căci eu îl iubesc pe el fără încetare. Privesc sălcile plângătoare, de ce plâng și eu cu ele oare? Aud râul susurând, lacrimile mele curg, rând pe rând. O să mă obișnuiesc cu dorul cândva, căci când mă gândesc la el, în mintea mea nu mai există altcineva. Doar odată am clipit, că toamna a și venit. Privesc castanii, mă trece un fior, observ cum ruginii devin ușor. Oare și lor este dor? Mulțumesc! Și o rog pe fiica mea să vină să citească și ea în continuare o poezie. Nu scapă așa ușor. Are și ea trei lucrări în această expoziție. Nu vreau să piardă acest talent să picteze și să deseneze în continuare, să fie în continuare alături de noi la toate expozițiile. Bună ziua! Eu mă numesc Martin Cristiana Mihaela, dar mi se spune Michel. Volumul acesta de poezie a fost lansat în urmă cu câteva luni la Centrul Cultural Pitești. Este primul ei volum, la editura Sempres Fortis din Brașov și picturile de pe copertă sunt ale mele. Felicitări. Nu înțeleg. Nu înțeleg cât ești de rece, dar pe mine mă ignori. Nu te afectează ce se petrece, că nu mai vorbim până în zori. Nu-mi pot zice că am trecut peste.
dar pretind și zâmbesc fals, pentru că între noi nu mai este alt sentiment profund dans. Nu este dor de vechiul tu. Mulțumesc! Și să rămânem în același moment sensibil, o invit pe Liliana Nanu, pe doamna Liliana Nanu, care este și artist și poet. Din Pitești. Mulțumesc frumos! Bine v-am regăsit, pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc, pe alții nu, dar îmi face o deosebită plăcere să vă văd pe toți și să participăm la această frumoasă expoziție. Mulțumesc frumos și Mihaelei și felicitări tuturor pentru lucrările atât de frumoase. Am să citesc două poezii, două, trei, sunt scurte. E toamnă iar, e toamnă iar, a nu știu câta oară s-a așternut pe frunze arămiu și nostalgia verii mă împresoară, e toamnă în ochi, sau târziu. E toamnă iar și-au plecat cocorii, iar vântul rece strigă lung cu ei și la ferestre încep să plângă norii. Plutesc, aiurea, frunze pe alei. E toamnă iar, cu bruma argintie, pe clapa vieții cântă secundare, netulburată e frunza arămie, iar taina verde a verii e uitare. E toamnă iar, povestea se repetă, mă dor un gând întipărit în minte, pădurea fără frunzei, incompletă și nu mai e nimic ca înainte. Iubite, spune-i toamnei, iubite, spune-i toamnei să aștepte sufelinare gânduri să-și adune, cu ploi și frig spre noi, să nu se îndrepte, să mai visăm la vremurile bune, să ne trezim îmbrățișat de soare, în inim cu nădejdiile noastre și după ploua pe somnul să nu zboare, când mai visăm la zările albastre. Iubite, spune-i toamnei să aștepte, să mai adun pe tălpi nisip fierbinte, să nu aștearnă brumele nedrepte, cu brize mare să mă mai alinte, căci simt în toamna asta nepăsare pentru tăcute ramuri ce se apleacă, pe frunze îi așează înserare și lacrimi pentru vara care pleacă. Iubite, spune-i toamnei să aștepte, e prea devreme, nu sunt pregătită ca nostalgiile să nu-mi accepte, fiindcă o știu că este răzvrătită. Căci nu doresc, stăpână, să-mi devină, să-mi ancoreze visele prin porturi și pentru toate să-mi găsească vina, apoi să-mi pună ier în orizonturi. Gânduri despre toamnă. Ce să zic eu despre toamnă? S-au tot scris întregi poeme. Toamna e o mare doamnă și ea n-ar crea probleme. Este foarte cunoscută, se spune că e elegantă și nu-i deloc prefăcută și că e blândă și pedantă. E plină de bunătate, fiindcă adună în hambare roadele livezii toate. Ce să zic? E uimitoare. Ah, am uitat să spun de vin, care cu a lui aromă, dar și cu gustul său divin, pe mulți i-a băgat în comă. Dar n-am să mai zic nimic pentru această bună toamnă. Reputația să nu-i stric, fiindcă toamna e o doamnă. Și poate că ar trebui să mulțumim și cuiva care s-a implicat foarte mult și pe care o consider ca pe o prietenă dragă, pentru că zilele acestea chiar am muncit mult împreună, eu cred că mai mult ea, Camelia Diaconescu, cea care a care ne găduiește. Să vă am aici. E adevărat că este un concept nou aici în Pitești. Noi aici avem diferite activități, nu doar partea de expunere, dar atunci când veniți cu de toate, și cu partea de poezie, și cu muzică,
și cu tablourile pe pereți înseamnă că am punctat tot. Și atunci suntem fabrica de bucurie, zic eu. Pentru că nu facem nu producem decât emoții pozitive. Mai mult nu știu ce să vă spun, acum știu doar că o să continuăm și că nu este prima noastră întâlnire și că o să devenim din ce în ce mai buni. Spațiul este adaptat la de toate, uneori pare că este atipic. De ce? Că facem ateliere și cu copilaș, filmăm, aici se fac reclame, melodii. Și merită Pitești, o Argeșul merită, așa cred eu. Mulți îmi spun că nu se potrivește, e adevărat. Dar poate în trecut nu s-a potrivit nimic din ce se potrivește astăzi. Și atunci eu zic să urcăm așa, de la bază, treaptă cu treaptă și important este ca fiecare să aducă bucata lui. Și critica, eu accept mereu pentru că e constructiv. Atunci știu unde sunt, pe ce teren sunt și cum să pășesc. Mai facem la dreapta, la stânga și până la urmă ajungem unde trebuie. Important este ca toți să ne luăm bucuria. Și dacă putem, înseamnă că reușim. Și dacă nu reușim din prima, reușim pe viitor. E o mare bucurie să avem copilași care colorează, să ne bucurăm cu toții de ce recită un copil, nu știu, un adult care pictează, sau despre asta este vorba, că până la urmă arta ce este? Nu știu, cum spunea un prieten, anticamera raiului, spunea zilele trecute la un alt vernisaj, și plutim, punem pensul la pe culoare și ne imaginăm și ne ducem pe această culoare. Puneam plimbat un parc și putem să stăm la căldură, să ascultăm o muzică frumoasă. Aici ținem și ser de jazz. Sala este adaptată pentru nai, pentru vioară. Nici nu avem tot timpul nevoie de microfoane, că m-am gândit la asta. Vedeți? Este eco. Cumva încerc să fac spațiul ăsta încât să fie primitor. Fiecare persoană, când vine prima dată, din punctul meu de vedere, intră în comunitatea aceasta, galeria. Galeria nu este doar despre cafea sau doar despre panotaj sau despre aceste șevalete. Este, în primul rând, despre comunitate, interacțiune și să ne conectăm cu adevărat, adică să înțelegem. Și dacă le facem pe toate, cap la cap, cred că facem un puzzle, nu-l completăm. Și rădăm o imagine. Fiecare așa, că să... da. Acolo unde se vă mulțumesc tare și vă aștept cu drag de fiecare dată. Pentru că mai avem poezie și o să o invit pe o prietenă dragă, care și dânsa realizează emisiuni la Centrul Cultural Silvia Giurgiu Pătrăchioiu. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Mihaela, pentru invitație și Michel. Sunt fascinată de ce am văzut aici. N-am fost niciodată la un vernisaj de genul acesta. Văd că acest talent minunat. Sunt Silvia Giurgiu Pătrăchioiu, așa cum a spus prietena mea. Sunt scriitor și am o emisiune lunară la Centrul Cultural Pitești, se numește Întâlniri Culturale, pe care vă invit să o urmăriți. Este ceva frumos. Vin oameni din toată țara pe care îi invit și ca să creăm legături culturale cu toate orașele țării. Acum am să vă recit și eu o poezie, cred că este în sintonie cu ce avem astăzi aici. Se numește Crisalida. Pe o geană de soare curge lin dimineața și îmi bate la ușă cu atingeri domoare. Se trezește iar visul demolând fortăreața, unde ziua și noaptea își zidesc piedestale. Îmi răsare pe pleoapă sărutarea candidă, zămislită din șoapte și atingeri de stele. Râde în hohot albastru, noaptea mea insipidă, și pictează pe lună fericirile mele. Doar cu tine de mână trec pârâul edenic și străbat universul de lumină și rouă. Se multiplică cerul ca într-un rit ecumenic, cu petale de soare și iubire ne plouă. Ne e ziua de aur și de miere fluidă, din potire de crin ne sorbim izbăvirea. Tura meu întrupat într-o stea crisalidă, eu, razara menită, să-ți aduc nemurirea. Mulțumesc! Să vă mai rețin atenția cu o altă poezie și apoi o să dau spațiul celor care urmează. Pelegrin solitar. Am desprins de pe cer floare d'albă de nor și am prins-o în păr cu agrafă de jad. Din Edenul pribeac curg suspine de dor răstignite la șciv pe crenguțe de brad. Am țesut strai domnesc de șuvițe bălaie din azânelor pletece horesc deșuchiate, frământând lutul moale prin obscure zăvoaie, cu picioare de sculțe pe cărări neumblate. Mă admir în oglinda ce-mi surâde ironic
din laguna salmastră în tăceri siderale. Sunt ziană căzută pe tărâm babilonic, renăscută din patim și din legea ancestrale. Bob de rouă culeg din al inimii spaz și îl înșir pe un fir de gingaș borangic. Rugăciuni plămădesc în al minții maraz și în abisuri adânci catedrale ridic. Vă mulțumesc! În continuare, trecem la un alt moment muzical de data aceasta. Îi avem printre noi pe Iulia Radu, este artist plastic și interpret de muzică populară și nu numai, și domnul Petrică Ion, care este interpret de muzică populară, apare pe toate canalele favorit, eu știu ce mai sunt, nu fac o reclamă, și este și director la Radio Sud Constanța. Am spus bine? Da. Mulțumesc mult de prezență și o să vă ascultăm în continuare după ce spuneți câteva cuvinte. Bună ziua și mă simt onorată să fiu alături de dumneavoastră. Chiar am avut o expoziție acum 2 săptămâni de zile și sunt așa copleșită pentru că mereu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac eu cu tablourile mele? Și uite că au prins culoare. Sper să fie apreciate. Îi mulțumesc foarte mult, doamne Mihaela, că nu știu, deci mi-a răspuns prompt, e foarte, doamne, e o minune de om. Vreau să-i mulțumesc și colegului meu cu care colaborez la Radio Sud Constanța, am o emisiune, știați că, sunt moderator la Dânsul la Post. Cochetez de puțin cu muzica, de un an de zile, dar mult fac pamflete și actorie. Așa, și mai spun și poezii, dar nu am curaj să le spun. Încă nu am. Data viitoare. Data viitoare, da. Bună ziua! În primul rând, vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru că în astfel de vremuri apocaliptice, aș putea spune, iată că sunt oameni aici, la Pitește, în mijlocul Munteniei, care fac lucruri minunate. Tot ceea ce vedem aici sunt din sufletul oamenilor pentru sufletele noastre. Să le dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc pentru invitație, multă putere de muncă și Doamne ajută să ne vedem. Vă ascultăm în continuare să ne încântați. Tot așa. Da. Vreau să... Colega mea, Iulia, cu 2 piese, nu vă ține mult împreună, cam 15 minute. O să vă cânt și eu 2 piese foarte frumoase. O să vedeți pe ce-i vorba. Haide, Iulia. Mergem acolo, da? Da. Tu poți stai acolo. De la Stella Popescu, pe care eu mi-am pus în scenă în mai multe
Viața tot numai frumoasă.
Leagă-i leamă, leagă-suța, plângă-vă, leagă-i leamă.
și nu și când și ca și până un Vă mulțumim foarte mult, foarte frumos, diplomă, sper să nu vă supărați, pentru că am muncit cot la cot cu mine la panotare, deja a devenit expert, cred că putem să-l luăm printre noi ca și curator, știe cum să le aranjeze, știe cum să le dea, după atâta timp, deja mă ajută cu tot și vreau să-i mulțumesc că este mereu alături de mine și fiicei mele îi mulțumesc. Dacă poate să vină să spună câteva cuvinte și dacă vrea, că știu că de obicei este mai emotiv și nu vine, dar la Rușnov am avut o surpriză și a venit la microfon. Îți mulțumesc că ești alături de mine și Michel. Da, și eu mulțumesc că sunt mai mult soțul meu. Îți mulțumesc. Da, este Victor, soțul meu. Da. Aș vrea să dăm diplomele în continuare. Sper că v-a plăcut momentul nostru artistic. Și eu vă mulțumesc pentru participare, sper să colaborăm în continuare și la următoarele expoziții și voi spune la fiecare diploma și câteva cuvinte din partea fiecăruia mi-ar plăcea ca să rămână. Țin să mulțumesc și unei prietene pe care am văzut-o acum, Liliana, care n-am mai văzut de mult, dar îi mulțumesc pentru că este alături de mine. Mai am aici o Mihaela, suntem din clanul Mihaelelor, Mihaela Sandei, care îi mulțumesc că este mereu alături de mine. Și la mulți ani. Și o am pe aici și pe Alora, care și ea face emisiuni la Centrul Cultural. Și este... Dacă ar putea să vină să ne spună o poezie, ceva, dacă... da, să nu trecem peste moment, poți? Da? Te invit aici? La temă. Da? Te invit aici și spui o poezie. Hai că știi. O să încerc. M-ai luat așa. Bună ziua! Eu am venit ca prietena Mihaelei și ca o persoană care admiră toate tipurile de artă. Eu sunt scriitoare. Mihaela recent vine și în gruparea noastră literară și mă bucur pentru asta împreună cu Michel. Consider că e un câștig faptul că ea și pictează, dar și scrie, la fel și în ceea ce o privește pe fiica ei. O familie cu gen artistică foarte, foarte bine dezvoltată în mai multe direcții și pe care eu o respect și o admir. Sunt bucuroasă să văd că s-a întregit și cu domnul soțu care este aici și probabil care a transmis lui Michel o părticică artistică pe care noi nu o cunoaștem încă, dar poate următoarea întâlnire vedem că a creat și domnul Martin, nu știm ce, poate tot tablouri, poate îl invităm la grupările noastre literare pentru scris, că e mai ieftin scrisul și mai la îndemână. Mă bucur pentru acest eveniment și o apreciez pe Mihaela și din punct de vedere caritabil, pentru că ea s-a ocupat foarte mult de cazul unui tânăr care era într-o situație critică și iată că, vă spun și numele, se numește Silviu Anton, i-a adus aici tablourile și le-a adus peste tot și s-a implicat din tot sufletul ca să se strângă niște bănuți pentru mama lui, care este bolnavă de o boală incurabilă. În ce mă privește, eu nu știu poeziile pe din afară, mă gândesc că acum, pentru că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, o să încerc să reconstitui așa, din dragoste pentru mine, era una dintre poeziile mele. Se numește Nu-mi spune, Doamne, cât mă iubești. Nu-mi spune, Doamne, cât mă iubești, cu buzele tale fără păcate, căci, dacă ști, pământul s-ar abate din cale și munții s-ar prăbuși peste noi,
de marea ta iubire. Nu spune, Doamne, cât mă iubești în zori, când deschid ochii și văd mâinile tale în fiecare petală de floare și în fiecare frunză care este la picioarele mele. Nu spune, Doamne, cât mă iubești, pentru că Tu m-ai iubit dinainte ca să mă cunoști, ca eu să te cunosc, și dinainte ca eu să mă nasc, și m-ai ales ca să vin aici și să fiu la picioarele tale. Mi-e inima fluier în mâinile tale sfinte și vreau să-ți cânte întotdeauna și de acum înainte. Nu spune, Doamne, cât mă iubești. Așteaptă umila mea rugăciune și umila mea rugăminte. Doamne, iubește-i pe toți și fă-i să ne iubească așa cum ne iubești Tu pe noi. Este o poezie despre iubire și vă doresc multă iubire. Pentru că a venit vorba despre acest tânăr talentat, pentru Silviu Anton, care are pe mama lui foarte bolnavă, n-a putut să vină la vernisaj, cred că n-aș fi putut să vorbesc. Are acolo în spate pe panou niște tablouri și chiar aș vrea să le achiziționăm. El le vinde foarte ieftin, dar cred că ar trebui să-l ajutăm mai mult. Mi-l rezerv, da? Da. Cel da, cu Suzeta. Da. Mulțumim frumos și chiar aș vrea să le... Dacă nu, le voi cumpăra eu pe toate. Dacă cine le ia. Tot eu, da. Mai avem aici pe Mihaela, am menționat-o adineauri, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte, Mihaela Sandei, care este profesor doctor la universitar la Constantin, la Universitatea Brăcoveanu și care este un om iubitor de cultură. Da, eu sunt astăzi aici cu dumneavoastră ca un consumator de cultură. Dar îmi pare rău că, dacă știam, mă pregăteam și cu niște poezii de ale mele, pe care nu îndrăznesc să le public, pentru că consider că sunt atâția oameni care au ceva de spus și vocea mea contează prea puțin. Dar pentru că astăzi suntem într-o zi de sărbătoare, să ne bucurăm de ceea ce oameni din comunitate, oameni din țară, că înțeleg că nu sunteți numai din Pitești, au creat, este un lucru extraordinar și mă bucur că încet, încet, am mai spus-o de câteva ori și la Centru Cultural, se formează niște comunități, oameni care în timpul lor liber, oameni care într-o etapă a vieții în care au mai mult timp și înțeleg să se facă util societății creând ceva, se adună și lasă ceva în urma lor. Vă doresc să rămâneți la fel de tineri, de creativi și să ne revedem cât mai des cu putință. Încă o dată o zi minunată în continuare. Mulțumesc! Nu ne-am mai văzut de mult și chiar am lucrat la un moment dat împreună, cu ani în urmă, și am rămas prietena. Ea era șefa și toți o știam de... nu de frică, pentru că eram un colectiv cu prietene, zic eu, și am rămas în continuare. Da, și te invit aici, Liliana. Mă bucur mult că ai venit, mi-ai făcut surpriză. Nu m-ai anunțat, dar surprizele sunt cele mai frumoase. Mulțumesc tuturor, mulțumesc frumos pentru o invitație virtuală care am primit o prietă de Facebook-ului. La mulți ani, în primul rând, tuturor sărbătoriților și în primul rând ție și Mișelei, mi se pare că și tu ești. Da, și ea. Știam de Cristiana doar. Da. Și, într-adevăr, am fost colegi și prietene. Eram, într-adevăr, un pic mai... mai nebiciu. Dar întotdeauna, corect, tot, ce, tot ce înseamnă serviciu, tot ce înseamnă bani, trebuie să înseamnă corectitudine. Nu. Iar acum, ce să spun, sunt mândră de modul în care ai evoluat și evoluezi în continuare. Mi-ai făcut niște surprize extraordinar de plăcute, nu mă așteptam, sincer, nu ești, nu mi-am luat nume de rău. Dar să văd sub ochii mei cum crește cineva și se dezvoltă, pentru că știu foarte bine prin ce am trecut amândouă în anumite momente, este un lucru extraordinar. Copilul
știam așa, acum dintr-o dată, văd pe la Casa de Modă și pe la toate celelalte domnice, dar și ție. Publicul de aici este extraordinar. Domnii care au cântat fete, timp, mi-au cântat sufletul, mi-ați ridicat moralul extraordinar de mult. Nu cunosc de aici absolut pe nimeni, decât pe tine și pe Michel și pe soțul doamnei Mihaela, care este un domn extraordinar. Minte când veneam acasă seara și mergea cu noi pe drumuri, pe întuneric, pe toate cele. Viața este frumoasă totuși. Merită trăită și publicul prezent aici acum spune tot despre toate realizările tale, despre eforturile depuse, pentru că în spatele acestor minunate tablouri sunt o mare iubitoare de arte, dar știu câtă muncă implică, știu cât sprijin moral trebuie să ai parte, să poți duce la bun sfârșit un tablou, chiar dacă reprezintă pentru unii acea înșira trei vopseluri pe acolo și ce-a făcut. Nu. Este muncă foarte multă, demoralizare foarte multă și autocontrol extraordinar de mare, dar se merită. Rezultatul este întotdeauna cel care spune cuvântul la sfârșit. Simți că trăiești, simți că, nu știu, ai făcut ceva pentru tine, în primul rând. Nu pentru viață, nu pentru lume, pentru tine. Și pentru că mai avem un domn, Liviu Anca, care va avea o expoziție după noi personală și îl consider din grupul nostru, dintotdeauna este, cred că eu îl consider și prieten, dacă mă consideră și el prietenă, cu atât sunt mai câștigată. Este un om deosebit și cu un simț al culorii sau non-culorii și îl invit aici să vorbească câteva, să spună câteva cuvinte și de ce nu și despre lucrările noastre. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Felicitări. Ce pot să zic? Sunteți iubitoare a frumosului și se vede asta prin ceea ce faceți. Știu efortul depus pe care l-ați depus, nu știu, de la panotare până la oamenii care sunt în jur și vreau să vă felicit. Este o zi plină de culoare. Toamna este un anotimp plin de culoare, prin cromatica pe care o are. Da. Sunt un tip emotiv și nu prea îmi place să ajung în fața microfonului. Încă o dată vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți. Știu efortul depus. Am venit aici când puneați pe pereți tablourile și știu cum ați vrut să fie la linie tot, să fie totul cât mai bine. Vă felicit și Doamne ajută să ne vedem la cât mai multe venisaje de genul. Felicitări! Să dăm citire diplomelor artiștilor participanți. Vă felicit pe toți pentru lucrările extraordinare. Nu pot lua ochii, adică nu pot să spun că îmi place unul singur, mie îmi plac toate. Prin culoare, fiecare are stilul său și niciodată nu voi critica o lucrare sau... Chiar îmi plac foarte mult. Fiecare dintre ele îmi spune o poveste, ceea ce este foarte important ca o lucrare să spună o poveste, pentru că în urmă cu ceva ani, un profesor de-al fiicei mele, când era la liceu de artă din Gulipati, spunea mereu, lucrarea trebuie să aibă o poveste, altfel, dacă nu spune nimic, degeaba. Deci toate lucrările spun povestea noastră, a grupului nostru de pictori. Și sper să mergem în continuare, să fim cât mai mulți și să fim cât mai mulți prezenți la panotare, la ridicarea lucrărilor, să ne bucurăm împreună și la vernisaje.
Vă mulțumesc și vă respect din suflet. Prima diplomă am aici, ți-o dau ție sau la urmă? Da. Amalia Avram. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Mihaelei pentru implicare și pentru invitație și galeriei pentru că ne găzduiește și sunt foarte onorată să fiu aici. Vă mulțumesc! Amalia Avram, care lucrează și la Teatrul Alexandru Davila, este pictor acolo. Și este un om foarte, nu știu, foarte talentat și care mereu are ceva de spus. În tabloul ei reprezentativ este acesta de pe, este pe artă decorativă. Următorul, Cornelia Ciocârlan. Nu este? Da. Rodica Florea. Pentru invitație, felicit toți colegii pentru lucrările minunate pe care le-am văzut aici. Sunt pentru prima dată aici în Pitești, expun. Am expus în multe alte locuri și din lume, aici nu, dar jumătatea mea ziceam că m-a chemat. Verii mei, Rodica și Viorel, sunt aici. Cele mai frumoase veri aici le-am petrecut. Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper să repetăm această poveste anul viitor. Cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Mihaela Andronache. La mulți ani. Aurelia Mercescu, tot așa, din Tulcea, Sorina Luca, din București, că n-a putut să vină, Alina Manu, tot din București, Gabriela Hintia, un artist complet, pe care îl admir. Mulțumesc, da. Pe toți ceilalți, da? Mulțumesc frumos, în primul rând,
pentru tot ceea ce faci, ce faceți și domnul Matei, că nu e numai el, l-am botezat. Da, da. Dau cadou. Da. Așa. Mai ales că noi cei din București participăm la expoziții, dar de regulă nu ajungem și la vernisaje panotare de panotare nici atât și munca este titanică. Da. Nu o realizează cine n-a făcut-o niciodată. Eu am făcut-o și știu ce înseamnă. Încă o dată, mii de mulțumiri la mulți ani, doamnă domnișoară, de Mihai și Gabriel. Mulțumesc celor prezenți. Mulțumesc. Mulțumesc. Că mi-a tot sunat telefonul. Sper să colaborăm în continuare, să reușesc să mă ridic la nivelul cerințelor unei expoziții de calitate. Asta este sunt foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Ca să spun de ce am zis complet, îmi port bijuteriile creație proprie, unicate. Mă găsiți pe Facebook sau prin doamna Mihaela, dacă vă place ceva, nu fac numai asta. Sper că la următoare să le și expunem. Posibil la acum în decembrie, da. Decorațiuni de Crăciun. Da. Și nu numai, dar discutăm. Una peste alta, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă, că pot să vă fiu alături și că mai am țigla pe casă. O zi bună tuturor! Mulțumim și felicitări! Și la mulți ani! Și pentru că deja potrivim Ioanca, primește o diplomă din partea mea, pentru arta lui. Va avea o expoziție, personală după ce se termină aceasta. Succes! Să vă spun că de pe data de 5 decembrie să vă încânt cu lucrările mele. Felicitări încă o dată pentru efortul depus și pentru ceea ce faceți, pentru faptul că astăzi atâția artiști, da? Felicitări Art Coffee pentru incinta și pentru găzduirea artiștilor din Pitești și nu numai. Mult succes în continuare. Mulțumesc și sper să vă mulțumesc. Iana Marian Mitulescu este din Râmnicul Vâlcea. Mirela Dobre este din Pitești, dar nu cred că a ajuns. Trebuia să ajungă. Ionela Popescu, care cred că e prima oară alături de mine și care chiar e aici lângă, chiar mă tot uitam, da. Și îi mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Vă, primul rând, la mulți ani pentru dumneavoastră și pentru fița dumneavoastră. Felicitări pentru expoziție, felicit toți participanții. Toamna este un anotimp plin de culoare și mă bucur că am reușit să particip și sper să particip în continuare, să am ocazia să ne mai vedem. Da, vă felicit și mult succes! Sper să colaborăm în continuare, dar tot așa cum am început. Da. Felicitări! Mulțumesc! Liliana Nanu. Felicitări! Mulțumesc tuturor, în primul rând, și pentru prezență, pentru toate aceste picturi minunate. Am avut privilegiul să particip la panotarea acestei expoziții. Mulțumesc. Și să le pipăi, da, de adevăratele, să pun mâna pe ele și să le admir pe fiecare în parte, de aproape. Unele sunt lucrări excepționale, deci această pasiune a devenit trecut la alt nivel pentru foarte mulți dintre cei care au participat la această expoziție. Și în primul rând, Mihaelei, la mulți ani celor care poartă numele Gabriela, Mihai, Mihaela, Gabriel, nume foarte frumoase de altfel al acestor sfinți. Și cam atât. Și vă mulțumesc că mi-ați apreciat creațiile mai devreme.
Vă doresc în continuare mult succes, să ne revedem cu bine la alte expoziții și să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să ne dea inspirație, sănătate, să putem să creăm și să ne întâlnim mai departe în această comunitate, cum a numit-o Mihaela. Toate cele bune! Doamne ajută! Sper să colaborăm în continuare și sigur. Iulia Radu. Ce să vă zic, eu multe n-am de spus decât să vă mulțumesc din toată inima, pentru că m-ați, nu știu, deci sunt copleșită. Chiar ați făcut mult și ați muncit mult aici la expoziție, sunt niște lucrări, wow, mi-am făcut și poze ca să am așa idei. Și dacă mi se permite, pentru că tot mi s-a spus și mi se spune peste tot că sunt un artist complet, complex sau cum se zice așa, complet, vreau să vă citesc câteva versuri pe care eu le-am scris despre copilăria mea. Da? Mersi. Ninge peste sat cu ani grei, e zăpadă mare și noi mititei, viscolește tare în casa de chirpici și câte amintiri s-au strâns aici. Bunul și bunica cu greu se mai descurcă, anii grei de viață s-au strâns în casa lor. Mă uit la bunul cu mâinile crăpate, cum tot afară el trudește până noapte. Nu am mâncat nimic și totuși el rezistă, afară viscolește și iarna este grea. Pe umeri duce dorul tăcut de fata sa. Ea e plecată în lume să-și facă rostul ei. Noi suntem mici să știm ce este viața grea. Stăm pe lângă ei și ei sunt universul. Nici nu mai știm de când nu e mămuca. Ne bucurăm de bunii cât mai sunt în viață și poate peste ani nu vom uita căsuța și nici a noastră dragă bunicuță. Mulțumim și felicitări pentru lucrările deosebite și tot ce ești ca și artist. Ionuț Fusceliu este artistul nostru din Câmpul Lung, dar n-a putut să vină de ce este la servici. Larisa Roman din Brașov. Petrică Ion, artistul nostru care ne-a cântat mai devreme. Vreau să vă spun că în activitatea mea de 40 de ani artistică, activitatea artistică, am peste 300 de astfel de diplome, dar asta e cea mai frumoasă. Și este frumoasă pentru că, nu știu, este într-un context anume. Vreau doar, nu spun, eu nu vorbesc mult, vreau doar să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și să mulțumesc tuturor celor care au mâini de aur de fac astfel de lucruri minunate. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă iubesc, oameni minunați, vă iubesc. Pentru că așa a venit, este o diplomă pentru soțul meu, Victor Martin. Da, trebuie. Eu zic că nu este ceva, este ceva simbolic, dar așa pot să-mi arăt aprecierea, chiar dacă nu crede că îl apreciez. Mulțumesc și la mulți ani. Mulțumesc. Felicitări. Silvia Giurgiu Pătrăchioiu. Felicitări, draga mea. Și îți mulțumesc că ești alături de mine. Și eu vă mulțumesc pentru că am avut oportunitatea să mă aflu astăzi aici. Vă felicit pe toți pentru minunatul talent și minunatele creații și vă doresc o zi minunată și să aveți inspirație în continuare și forță de muncă. Mulțumesc! Mulțumim, Silvia! Mulțumim! Felicitări pentru tot ce faci! Mulțumesc. Luminița Marinescu. Luminița Marinescu este din Pitești și nu este alături de mine de mult timp, dar eu o consider ca și cum ar fi de așa. Pictează și pe haimuțe, are și un magazin foarte care se numește Boutique Mișto, așa în stilul ei și o
felicit pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dați-mă să urez și eu la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Mii de mulțumiri organizatorilor, ție în special, familiei tale și știi asta. Mult succes participanților, sunteți minunați. A fost de acord cu mine, dar spuneam că lucrările pe care le-am văzut astăzi sunt minunate și mă simt onorată să fac parte din acest grup fantastic de oameni minunați și talentați. Mulțumesc frumos! Mulțumesc la fel, domnul Bogdan Dițu din București, căruia îi mulțumesc pentru tot ajutorul acordat și îl felicit pentru lucrările extraordinare pe care le face. Ce să zic, mulțumim mult de tot că ne-ai primit în grupul tău, în grupul de artic, să zicem, din jurul Piteștiului. Aș vorbi puțin și în numele celorlalți colegi bucureșteni, da? Cred că ne simțim foarte bine alături de voi. Sper să colaborăm în continuare, să reușim să devenim o echipă, să ne iasă lucruri bune, să fim sănătoși și să tot, ce să zicem, să avem un an bun, spor și inspirație tuturor. Mulțumim mult pentru tot. Domnul Ministru Stănciulescu. Deci avem mulți din București și eu sunt onorată că vin spre noi și chiar vreau să colaborăm în continuare foarte, foarte bine. Bună ziua tuturor! Țin să felicit sărbătoriții zilei de la mic la mare, cum îmi place mie să spun. Sunt la a treia colaborare cu doamna Mihaela. Se simte foarte multă căldură și plăcere tot ceea ce face. Sunt colorată că lucrările mele sunt pesimeze, alături de ale celorlalți artiști talentați. Mă bucur că fac parte din acest grup. Mii și mii de mulțumiri pentru tot ce faceți. Felicitări tuturor artiștilor. Spor și inspirație în tot ceea ce faceți. O zi minunată tuturor. Mulțumesc! Doamne ajută! Cristina Luciana Ionescu, cred că nu este aici, Daniela German, care m-a și ajutat în ziua panotării, alături de alte colege. Vreau să felicit toți artiștii participanți, prieteni din acest grup care este din ce în ce mai mare și mă bucur foarte mult. Vreau să-i mulțumesc Mihaelei pentru organizare și pentru implicare. Vreau să mulțumesc și minunatei gazde, doamna Camelia, pentru această frumoasă primire și locație minunată și tot ajutorul acordat, așa e. Și vreau să-i mulțumesc și prietenei, pentru prezență, prietenei mele, Viorica Dejan, care îi mulțumesc. Mulțumesc și sper să colaborăm în continuare anii mulți. Camelia Grad. Felicitări pentru lucrările frumoase și pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc! Nu pot decât să mulțumesc eu pentru că ne invitați mereu aici. Este o onoare, desigur, să fim înconjurat de atâta căldură și frumusețe. Și e o încântare în tot. Mulțumesc tare! Vă mulțumesc! Cornelia Maria Dinu, un artist foarte deosebit, cu care colaborez tot la fel ca și cu Daniela și Minuța de la început. Mulțumesc, Mihaela! Mă bucur să fiu aici de atâția artiști talentați. Și vreau să mulțumesc Mihaelei pentru organizare, tuturor celor care au ajutat și galeriei care ne-au găsuit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Cornelia! Felicitări! Minuța Stănescu,
care s-a așteptat să fie lângă Daniela. Da. Da. Îți mulțumesc că ești alături de mine și mă susții mereu și... Mulțumim mult, dragilor. Sala a poporțit doamna, într-adevăr, cu toate frumusețile și toate bogățiile ei. Lucrări extraordinare, felicit din tot sufletul artiștii, toți artiștii care este invitat în întreaga țară. Lucrările sunt extraordinare. Ce să zic, la mulți ani, ești la mulți ani și să aveți sănătate și putere de muncă, putere de muncă și domnul Marti și domnul Berita. Și ce să zic, mult succes și pentru mare tuturor să ne vedem cu sănătate și întotdeauna aceeași atmosferă acolo unde merge. Mulțumesc! Mulțumesc! Felicitări, Micuța! Printre noi avem și o doamnă din Grecia. Lucrarea ei este acolo undeva, cu o vază cu flori. Maria Theolopoulos o cheamă și sunt bucuroasă că avem și din alte țări. De ce nu? O să fie o expoziție de acum încolo internațională, nu? Și ne bucurăm foarte mult că vin spre noi. Înseamnă că facem lucruri bune și trebuie să facem și mai bune pe viitor. Domnul Marian Gjilă este? Nu este. Floarea Florii Faur, doamna este din Bistrița, n-a putut să ajungă. Adina Bărbuș, nu este. Elena Manache, o doamnă deosebită cu care am plăcerea să colaborez. Deci sunt tot din București, da. Și sunt pentru a doua oară în Pitești la o expoziție. Am întâlnit aici artiști tineri, primitori, talentați, cărora le mulțumesc pentru invitație și pentru tot. Și la mulți ani, sărbătoriților zilei. Mulțumim! Felicitări pentru tot! Și ultima diplomă este a mamei. Da, mulțumesc! Dar nu este ultima, pentru că mai avem o diplomă. Michel Martin. Mulțumesc! Îi mulțumesc mamei mele că mi-a pus tablourile la expoziția aceasta frumoasă. Alături de niște tablouri foarte frumoase, lângă niște artiști foarte frumoși. Și mulțumesc! Mulțumesc că ești alături de eu. Ești criticul meu cel mai bun. Mă ajut să evoluez și cred că evoluăm împreună. Mult succes! Acesta a fost vernisajul nostru. Vă mulțumesc tuturor și urmează să facem o poză de grup și să admirăm lucrările, să stăm un pic la socializare. Vă mulțumesc!